Pe 12 februarie, Biserica Patriarhală Maronită din Ierusalim a celebrat sărbătoarea Sfântului Marun. Sfânta liturghie a fost prezidată de Monseniorul Musa al-Haj, episcop al Arhieparhiei Catolice Maronite de Haifa și Țara Sfântă. Au mai participat delegatul apostolic pentru Ierusalim și Palestina, excelența sa Monsenior Adolfo Tito Ilana, cei doi vicari patriarhali latini, excelența sa Monsenior Giacinto Bulos Marcuzzo și excelența sa Monsenior William Somali, precum și mai mulți preoți. Au mai fost prezenți consulul general al Franței, domnul René Troca, persoane consacrate din diferite congregații, ca și foarte mulți credincioși. Sfântul Marun este ca o stea care gravitează în jurul lui Hristos. Sfinții sunt ca niște planete care strălucesc pe cer. Ei își oferă viața oamenilor de bunăvoință care îl caută pe Dumnezeu. Ei descoperă cum sfinții și însuși Sfântul Marun sunt o lumină, o cale care îi conduce la Domnul Isus. Sărbătoarea Sfântului Marun este una foarte importantă printre maroniții din Țara Sfântă. Parohia din Ierusalim este mică, formată din doar 25 de familii. Ei frecventează această biserică de 25 de ani și au o evlavie deosebită față de acest sfânt. Biserica maronită este orientală și s-a dezvoltat în jurul figurii Sfântului Marun între sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea. Este în deplină comuniune cu Roma. Biserica maronită, dintr-o simplă biserică locală, s-a răspândit în întreaga lume și datorită comuniunii cu Sfântul Scaun. Frumusețea bisericii noastre constă în deschiderea ei față de toți. În predica sa, Monseniorul al-Haj a subliniat că a fi maronit nu înseamnă doar să aparții de biserica maronită. Adevărații maroniți sunt fiii Sfântului Marun. Ei se iubesc unii pe alții și își iubesc ceilalți frați creștini. Își deschid inima și casa pentru toți. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Monseniorul Musa al-Haj i-a binecuvântat pe cei prezenți cu icoana Sfântului Patron. Sărbătoare fericită de Sfântul Marun și mulțumiri tuturor!